Bună ziua, dragi copii! Iată că se apropie data în care ne amintim de nașterea unuia dintre cei mai mari scriitori români, Mihai Eminescu. Acest eveniment este sărbătorit în fiecare an pe data de 15 ianuarie, atunci când marcăm și Ziua Culturii Naționale. Vă invit să aflăm împreună mai multe lucruri despre cine a fost Mihai Eminescu și ce poezie a scris el. Mihai Eminescu s-a născut în Botoșani, pe data de 15 ianuarie 1850. El a fost cel de-al 7-lea copil din cei 11 ai familiei. Primii ani din viață și-a petrecut în satul Ipotești și în Botoșani, jucându-se mult în natură. Experiențele frumoase ale copilăriei le transpune mai târziu în versuri despre natură. Avem aici un fragment din poezia Fiind băiet păduri cu trei ram. Fiind băiet păduri cu trei ram și mă culcam ades lângă izvor, iar brațul drept sub cap eu mi-l puneam, s-aud cum apa sună încetişor. Prima poezie pe care a scris-o a fost La mormântul lui Aron Pumnul. Aceasta a fost publicată în anul 1866 într-o broșură de poezii scrise de elevi în cinstea prea iubitului lor profesor de limba română. În același an își publică prima poezie, De-aș avea, în ziarul Familia. După moartea profesorului său, Mihai Eminescu călătorește prin Transilvania, cunoscând îndeaproape limba și obiceiurile poporului român. Ajunge apoi la București, unde îl cunoaște pe marele scriitor Ion Luca Caragiale și este angajat ca sufleur al Teatrului Național din București. Sufleurul este persoana care suflă actorilor în timpul repetițiilor și al reprezentațiilor replicile pe care urmează să le spună. Anii studenției. Între anii 1869 și 1874 este student la Viena, în Austria, și Berlin, Germania. A studiat dreptul și filozofia, dar a audiat și cursurile altor facultăți. În Viena o cunoaște pe Veronica Migle, de care se îndrăgostește și căreia îi dedică numeroase poezii de dragoste. Mihai Eminescu a scris peste 200 de poezii. Printre temele lui preferate s-a numărat dragostea pentru natură. Poezii precum Freamă de codru, Revedere, Lacul, Ce te lege în codrule, Fiind băiet păduri cu trei ram, Somnoroase păsărele, Copii eram noi amândoi, dovedesc această pasiune. A fost prieten cu Ion Creangă, această prietenie fiind considerată una dintre cele mai frumoase prietenii din domeniul literar. Mihai Eminescu s-a stins din viață în data de 15 iunie 1889, fiind bolnav. Este înmormântat în cimitirul Belu din București. Banca Națională Română a publicat în 2005 portretul poetului pe bancnota de 500 de lei. Anul 2000 a fost declarat de UNESCO anul poetului Mihai Eminescu. NASA a pus numele Mihai Eminescu unui crater de pe planeta Mercur. Iar în final, nu putem să încheiem decât cu o frumoasă poezie scrisă de Mihai Eminescu. Un fragment din poezia Ce te legeni. Ce te legeni, codrule, fără ploaie, fără vânt, cu crengile la pământ? De ce nu m-aș legăna dacă trece vremea mea? Ziua scade, noaptea crește și frunzișul mirărește. Bate vântul frunza-n dungă, cântărețe mi-a lungă. Bate vântul dintr-o parte, iarna aici, vara-i departe. La revedere, dragi copii! Sper că ați reținut cât mai multe lucruri despre marele nostru poet Mihai Eminescu.